era ceas, nu vă spun că nu știu cât era ceas. Nu știu că să vă spun că nu știu să vă spun că nu știu cât era ceas. În momentul acela. În momentul ăla când m-am dus fuga până în casă, am venit cu ala micuț, când l-am luat din cărușa, m-am dus să-i am dat țâță, am venit apar cu ala micuț. Nu, a dispărut imediat. În clipa aia a dispărut, am strigat Gabi, Gabi, nimic. Nimic, nimic. Seama că e de rău? Nu știu, nu că ne-am bătut, nu ne-am făcut nimic, l-am schimbat, i-am dat să mănânce și nu ne-am făcut nimic, credeți-mă, că nu ne-am făcut nimic, nimic. Ne-am făcut, dar am fost... Dar vă cred, eu nu vă acuz de nimic, nu vă speriați. Nu mai pot, credeți-mă, că nu mai pot, nu mai pot, credeți-mă, nu mai pot. Dacă putem să vă ajutăm, dar să vă facem rău, nu vă facem. Doamne, nu mai pot, doamne, dezupărat, credeți-mă, mai dezupărat, nu mai pot, doamne. De Dumnezeu, numai să-l găsesc, doamne, că nu mai pot, credeți-mă, că nu mai pot, dezupărat de băiat, că mare, doamne, că 3 ani, doamne, a crescut dintr-o bucățică, l-a crescut. Și ne-a murit băiatul de 13 ani, ne-a murit fetița de 5 luni, ne-a murit, s-a zis casa a 3 la Camila, la stat, nu mai pot, trebuie să crezeam, că nu mai pot, dezupărat. De Dumnezeu și Maica, Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, să crezi, Doamne, să-l găsesc, Doamne, că nu mai pot, nu mai pot, credeți-mă că nu mai pot. Cum se simte? Cum se simte că m-a găsit acum dimineața. Unde era? M-am purit în pate. Da? M-a găsit pe copil. Conștient? Da. Nu te mete cu el la termin, nici bani n-am de mașină, n-am nimic. Și ce la nu? Da, singur, e la copii, ca ce e cel mai corect. Ia du-te, du-te mă, lasă copilul acolo. Dane, du-te să vină cu celălalt copil, să-l ia și pe celălalt. Da, da. Ce-i la pediatrie? Da. Și spune, domnule, uite, de la... Soraya, ce-i da? Așa, de la Soraya vă trimit doi copii, vă rog frumos să-i vezitați pe amândoi, așa. Eventual, dacă nu sunt cazuri, să-mi trimiteți tot cu ambulanța înapoi. Da. Da? Ha! Haideți schimbă, adă! Adă, mă! Schimbă! Schimbă! Poate-o schimb cu altul, nu? Schimbă! Nu sunt fotogeni. Vorbiți de-a vaținii. Aaaa, să vă rămân. Am la mică. A doua de cuticul din paie de colinjantul, au receptat la ăsta de cuț. Unde dacă știi de ele? Uite tu, dacă știi de ele. Lăsa-i cu aici micuț, nu plâng. Nu plâng. Alo? Mai trebuie să știi să-l luai aici micuț? Trebuie ce spui, dar acum cum ai zis? Nu stai aici, nu stai cu tine. Păi nu stai. Spune-l ea că mă duc fuga asta, aduc cât capă. Sau la micuț, Andrei. Da, hai, schimbă, nu mai am făcut nimic. Și oameni trebuie. Doi gemeni. Da. Are doi de gemeni și luați în plasament. Doi gemeni, dar patru. Nu bolnav, nu știu unii, tu m-a da. Dus. Cinci, da. Are păi unul... Da, lasă-l un pic. Cinci. Are unul la cu șoc. Șase. Are și pe ăștia doi. Opt. Șase, opt. Și ăsta e nouăle. Mai are unul însărcinată. Da, însărcinată, da, trebuie să da, trebuie să deci doar doi morți. Da, doi morți. Doi morți și cinci dați la stat. Da. Nu, 3 la stat și restul unui la cușu. Unui la cușu. La oi, la cap. Nu trebuie cu dumneavoastră, ce s-a luat. Da, e tot a luat. Are 14 ani, nu știu, 14. Da, i-a făcut gletină. Da. Deci are câți ani mori? 2. 2. 3. 2 de ani. 3. Bine, la ura asta, din aia gemi. Nu-i drept, nu-i mor nici oameni. I-a venit plic acum, ca să ducă să-i scădea sau să iei. Nu-i drept, nu-i drept. Așa e cum v-am spus eu. Doi morți, doi trăiesc, doi sunt aici, și patru sunt în plasament. Doi în plasament, unul la cuciune. Cărărui, a dat de luminiș, a venit pe luminiș, deci l-a luat pe cărărui aia care... Da.
Noi l-am căutat peste tot în Tufi, adevărul. L-ați căutat aseară pe aici? Nu, până aici n-am ajuns. Am ajuns până la bar, la, că am zis că nu trece de gardul ăla, n-a trecut de gardul ăla. A găsit o gaură în gardul ăla și a venit până aici. Cum era? Nu era speriat, nu era, era... Stătea... Bine, și copilul e, cum este el, e un pic mai... Era în picioare de da. Când... Dar el era în picioare, bănuiesc că a dormit. S-a pe pământ? Pe pământ. Nu i-a fost frig? Nu i-a fost frig, nu i-a fost... Aia... Doar nu tremura, nu era, era chiar în... Deși era îmbrăcat da. Foarte sus. Era îmbrăcat plus geacă deasupra. Da. Avea geacă? Avea geacă, da. În călțări, în picioare, tot da. Trebuie, da. Se luptă căutarea, nu? La ce oră? Nu știu. După 12, noaptea 1, nu știu. 12, 1, cam așa ceva era. De ce s-a? A venit poliția, a venit poliția, a venit și gânii, căutam gânii. S-au învârtit, s-au... Aia, nu ne-a dat-o cu... Dacă când le trecea de gard în coace din... să dea vreun semn ceva, poate... Veneam în partea astrantă, da? Aseară, polițiștii din comuna Suraia au fost sesizați telefonic de către primarul comunei cu privire la faptul că, în după amiaza zilei respective, o localnică a observat că fiul ei, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a dispărut din curtea casei. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au constituit o echipă mixtă de cercetare, alături de jandarmi, pompieri, precum și de cetățenii mobilizați de primarul comunei. În jurul orelor 23:30 căutările au fost încheiate fără succes, urmând a fi reluate a doua zi dimineață. Azi dimineață copilul a fost găsit de către polițiști la aproximativ 500 de metri de casă, pe marginea unei bălți adânci, rezultat în urma unor excavații, loc în care se efectuaseră cercetări și în ziua precedentă. Acesta era înfometat, tremura, iar extremitățile erau reci, fiind astfel luată măsura internării lui în secția de pediatrie a Spitalului Județean. Lucrătorii de pe ambulanță sosiți la fața locului, văzând condițiile de promiscuitate în care trăiește familia copilului, l-a preluat și pe fratele acestuia, în vârstă de 1 an și 6 luni, precum și pe mama sa.